своими глазами. Я шла с базара и зашла на это. Была на продуктовом, купила продукты и решила пройтись через гуманитарку. Слушайте, все такое дешевое. Можно купить, что вы хотите. Вы знаете, что в магазине нет того, что на гуманитарке. В магазине очень дорого. Надо платить 300, 400 лей. А здесь за 50, 100 лей можно одеться от и до. Что-то нашли для себя или... Я нашла для себя очень. Для внучки я купила очень красивую кофточку. Могу вам даже показать. Беленькая, очень красивая, за 20 лей. Пожалуйста, я даже вам подемонстрирую. Вы посмотрите, вот за такую кофточку, новая, пожалуйста, вот с этикеточкой. Видите? Я ее купила за 20 лей. Это же вообще прелесть. Правда? Это я купила для внучки. А как вы видите, именно как базар на, тут в парке? Или люди, и люди выносят все из дома? Вы знаете, что очень плохо будет, если этот парк уберут, потому что люди очень плохо живут. Они не имеют за что рассчитываться за услуги, не то что на питание. А у них же и дети есть. И они так на базар пойдут, хоть детям что-то купят. В магазине они не смогут купить. А здесь, в гуманитарке, да, они смогут купить. За 10 лей есть кофточки, брючки. По 10 лей. И ребенка можно одеть. София. Где к тем сантитен шапляться? Видояне. Де че ануме ич, ше ну анколо ан пиаца? Да, че пентру ну пенсионери ше айши бини. Vindem haine care din casă, de la copii, de la nepoți, de la... Asta e. Și în ultimul timp cam rău să vinde, fiindcă lumea a plecat, nu e lume în țară. Dar ce să facem? Asta e problema, asta e viața. Ce aveți în vânzare anume? Ce avem în vânzare? Pantolonaș pentru copii, măicuță pentru copii, pantaloni pentru bărbați, mărime mică, se întreabă mai mult mare. Încălțăminte, iaca de la copiii care au rămas, uitați-vă, copiii au crescut și încălțămintea au rămas și bune de piele, tătăie. Așa, lucruri care se întreabă și se vând și suntem mulțumiți măcar de asta, dar cu vânzarea cam rău în ultimul timp și pensia. Ce prețuri aveți? De la 20 în sus, 20, 30, 40, iaca, uitați-vă, încălțămintea, aia este 10 lei, aia este 20 de lei, aia este 50, iaca, doamna, au zis că trebuie din client, nu știu ce acolo, dar... Ce să facem? Asta-i. Aproximativ ne rugăm la Dumnezeu să-i pace. Cât bani adunați zilnic? Adică de câte 100, 120, 150, până la 200. Și suntem mulțumiți și de asta, dar ce să facem? Acum s-o încălzit și mai ușor. Da, da, acum s-o încălzit și mai ușor, dar ne rugăm la Dumnezeu să-i pace, fiindcă pacea vedem că e într-o stare deplorabilă, nu știu cum să spun, dar nu chiar... Dar asta-i, ne rugăm. Din centrul parcului. De ce? Ce doriți să cumpărați aici? Mai întâi vreau să respir aer curat. N-am ce face acasă. În al doilea rând, poate ceva găsesc interesant pentru primăvară, pentru vară și așa mai. Și n-am ce face acasă, principal. Și vreau să văd lumea, vreau să că asta, eu sunt la pensie și n-am ce face. Dar ce părere aveți despre piața din parc? Nu-mi place. Nu vreau să văd asta tot. Nu vreau. Ei trebuie să aibă un loc special pentru asta, un loc mare, că oamenii trebuie să vândă, trebuie să iasă în coace, dar nu e locul celor care trebuie. Așa pare. Parcul trebuie să fie parc. Dar după prețuri aici e mai ieftin cu mult? N-aș spune că e mai ieftin, dar totuși spate de să te ce și nu poți cumpăr în alt loc. Eu caut cărți, eu caut ceva așa rar, dar mai mult n-am nevoie de nimic, dar am ieșit la plimbare. Ce aveți în vânzare? Haine de noastră. De la copii, de la noastră mă vindem. De câți ani vindeți aici? De 2 ani de acum. N-avem ce face, altă și din spațiu nu. De lucrat nu, e pensia, încă nu sunt ani de pensie, că eu am mărit de an în an și nu știu când am să ies, că s-a fost la 57 de ani, eu înseamnă am 3 ani de zile pensie, cam 60 de ani și eu încă nu știu. Și am 29 de ani lucrat, contabil am lucrat.
Și amu la vârsta asta nu mai e nimeni absolut la lucru. De vârsta deodată te întreabă, nu te întreabă ce-ai terminat, ce staj de lucru ai, tot e vârsta. Și nu avem ce face. De plătitul slujii trebuie să le plătim în toată luna, fără de întârziere, că de un ca ceva lumină, în primul rând, asta, în primul rând mâncăm, noi nu mâncăm, dar trebuie să plătim. Și la și viața să ajungem mai departe, nu știm. Dar de an, an, tot schimbă și schimbă și înspre rău, înspre ei, nu e tot înspre rău. Eu nu știu, tătoarea lui Maia Sandu, că ei ne-a dus plasa pe de lemn, la concret, că e, asta nu mai e vina, ei au schimbat vârsta de pentru pensionari, în primul rând. Și nu știu la ce străim. La ce prețuri aveți? De la ce preț pornesc? De și la 5 lei, și la 20 lei. Eu mă fac așa, zi, măcar 100 de lei bucuroasă să o fac aici, ca să mă duc acasă, să nu mă duc mână goală, să mă să iau pâine și un pachet de lapte, oriceva acolo de mâncare. Și iar din nou strâng, din zi în zi strâng și am de plătit, când după data de 20 trebuie să plătim tot. Și veniți aici în fiecare zi sau? În lunea numai nu venim, că e zi de odihnă. Dar și în toată zi, numai când și plouă și când era tare. Și stătem flămânți ca să-i venim la lucru, dar noi nu suntem Dumnezeu. Când și vine, când e vremea bună, noi venim încoace. Dar oamenii cumpără? Cumpără, ia că ori merg mai cu uitatul să uită și le pare scump și noi cerem un 10 lei, zic, hai da cu 5, dar da, dau și cu 5. Asta e problema mare. Eu vă spun sincer, nu știu, poate și alții au, dar noi suntem așa o categorie de oameni că noi de grabă să murim. Nu mai zic de medicament, nu mai zic, Doamne, ferește de să ne merești într-un spital. Dar nu vin, să vă amendeze, să vă... Da, mi se pare că o să închidă parcul, că e ca omul e pornit din partea cei scările, cei le-au făcut jos ca să închidă parcul, dar noi unde să ne ducem, nu știu unde să ne ducem. Dar nu vă dă un piață ceva? La piață nu ne primește nimeni, eu zic că la Pușkina să ne ducem, ne-am adresat acolo la Pușkina ca să prindem loc dinainte și zic că noi singuri aici stăm degeaba. La chiar trei ori, acolo unde obște, aici mai îmblă, că îmblă la, după mâncare și mai intră și mai... Nu noi fiecare să luptă la... să uite la terpele noastre, dar uitați-vă sus, pune hainele bune. În deopște acolo e... Și acolo lumea bani vrâs în tovarul și ala. Ce să facem mai departe? Ne mă numesc. Așa, de cât timp sunteți aici la piață? Of, Doamne! De când s-au mărit prețurile și problemă cu comunalele, cu productele, cu asta m-a ajuns aici să vin. Da, cu ce ați venit? Ce aduc? Ce aveți de vânzare? Tot din casă. Tot din casă eu și perdele și haine de mele, rochii, că nu am unde să mă îmbrăc, să mă duc și le-am scos de vânzare. De la ce preț pornesc? 20, 25, 15 și... care și cum. Da, ziua, cam cât bani faceți pe zi? Oh my God, ziua pot să fac și nică. Mai mult nică nu fac decât fac. Și ați și aștept. La cumpărătorii deci, ce spun? Da, ei știu că aici e mai ieftin și... Și vin. Sărguiesc. Dacă 10, 20, da, ei zic, da cu 10. Dacă 10, 10, zice, da cu 15 sau cu 5. Mm-hmm. Nici de 10 ouă dacă fac pe zi, dar nici nu le fac 50 de lei. Mai mult nu fac de ce fac. Da, nu vin să vă alunge de aici, poliția să vă amendeze sau vă temeți. Dar păi nu, că cu aceste nu sunt haine nouă, haine de pe noi. Și până când, slava Domnului, cred că știu și ei situația la noi în țară și de atâta. Da, aici măcar este lume, vin de la piață. Da, aici tamam trece și lume de la țară mai trece, mai vin de acolo niște ouă, câteodată mai schimbăm pe producte. E, așa că nu numai decât bani să-mi dai, lasă-mi dai 10 ouă. Cât de cât să aveți măcar da, ce mânca. Da. Tot măcar... De producte așa măcar, dar tot nu ajunge. Nu-i vânzare, dar nu-i lume la noi, nu-i populație, nu-i lume. Dar... Și știți, lumea a pierdut interesul de tot absolut, nu-i ce era înainte. Nu vreau ei nici haine, nu vreau ei, nu-i cum înainte. Dar nici sărbătorile și alea cum înainte, nu sărbătorie nici. Nu e și fost. Parcă s-a schimbat cu tătul ca radical. Dar sunteți la pensie? Sunt la pensie, dar pot să lucrez. Eu sunt stare să lucrez, dar nu mai e nimeni la lucru. M-aș duce și o podeală să spăl undeva. Am o fiecare, știți, dacă sora, frate, tio, mătușa sau unul pe altul. Eu de-am, știți, așa vă spun, dacă ia ca să mă duc undeva, chiar le-aș zice și primul salariu, vă-l dau, mă luați-mă undeva la lucru.
chiar ori jumătate de salariu, ori primul salariu. Eu m-aș duce că pot să lucrez, dar unde mai beau tabletă, mai, dar până când mulțumesc lui Dumnezeu. Acum s-o mai încălzit și mai ușor, da. Cât de cât. Da, da. Nu înghețați măcar. Da, nu înghețăm.